Ce suntem? Cine ne-am fost strămoșii? Răspunsul la aceste întrebări ne poate da numai istoria. Istoria e cea mai de preț avere pe care ne-a lăsat-o drept moștenire părinții și bunii noștri. Ea este înmagazinată în cărți și obiecte de artă. Istoria trăiește în satele și orașele noastre. Ion Brâncu spune, pământul, istoria și limba sunt cei trei filoni pe care se țin neamul. Pământul ne-a dat soarele, istoria ne rodă trecerile noastre pe lume, iar limba ne dară celui de sus. Căci, după cum urmează, la început a fost cuvântul. Și dacă ne s-a făcut trecutul în negura vremurilor și am continuat să otrăvim pământul cu pesticide și am ajuns a nu mai stăpâni limba maternă, la drept vorbim, ce ne mai rămâne? Mult e dulce și frumoasă limba cea vorbită. Altă limbă armonioasă, ca ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Băștinașul îl iubește cu sufletul său. Vorbiți, scrieți românește pentru Dumnezeu. Ați ce dulce patrie, nașteți și văriți și lumină e ce vie. Dulce vițuiți, deci limba românească, să ne cultivăm, au voiți că se rușească. Țarnă ce plăcăm. Deci, să nu uităm trecutul, să nu uităm că până la noi pe aceste locuri au trăit oameni deci. Și în toate cele frumoase câte le-au făptuit, la noi s-au venit.